ca și în alte județe ale României, Maramureșul cunoaște o fluctuație a stării infracționale în funcție de situația economico-socială prin care țara trece la un moment dat. Cunoaștem în ultimul timp moduri noi de operare, o implicare tot mai activă a infractorilor în comiterea actului infracțional și nu ne putem dezice de cei care comit fără de legi. Sunt infractorii noștri, luptăm pentru cei care nu comit infracțiuni și vrem să stăpânim ordinea și liniștea publică așa cum se cuvine și cum ne-o cer cetățenii din județul Maramureș. Pot spune cu mândrie că lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale în ultimii 7 ani de zile n-au înregistrat fapte cu autori necunoscuți de o gravitate mare fără să poată fi soluționate. N-am avut niciun omor în care să rămânem cu autori necunoscuți și de asemenea fapte foarte grave în care să rămânem cu autori necunoscuți cu dosare nesoluționate. Asta spune multe despre profesionalismul colegilor pe care eu îi coordonez și cu care colaborez. Unul dintre cazurile recent soluționate și definitivate de instanța de judecată a fost celebrul caz Excavatorul, în care mai multe grupări criminale, una dintre ele trimise în judecată și condamnată, furau utilaje de pe teritoriul Uniunii Europene, utilaje pe care le transbordau în România cu acte falsificate, pe care încaseau sume frumoase de bani, bani pe care foloseau în alte scopuri infracționale. Cazul despre care astăzi o să vă vorbesc a fost lucrat sub directa coordonare a procurorilor DICOT, structura centrală, procurorul de caz un bun profesionist, ne-a sprijinit de la început și până la finalizarea cazului. Pot spune că tot sub supravegherea parchetului DICOT, structura centrală, în activitatea de destructurare a grupărilor infracționale, s-a primit sprijin important din partea Poliției de Frontieră, precum și din partea structurilor tehnice ale Ministerului Administrației și Internelor, dar și Serviciului Român de Informații. Am folosit în activitatea inițială, în prima zi a activității, au fost folosiți aproape 1000 de oameni, sute de oameni, foarte multe autoturisme, elicoptere. Ne-am folosit de toate forțele pe care le aveam la dispoziție pentru a putea descinde în orașul Borșa. A fost o acțiune de mare succes la vremea respectivă. Avem o grupare infracțională condusă de Timiș Gavril, zis Boacteru, care au furat un utilaj în valoare de 800.000 de euro din Germania, utilaj pe care l-au depozitat pe raza județului Maramureș preț de 2 săptămâni, timp în care au căutat un potențial cumpărător. Evident, având în spate niște documente falsificate, nu le-a fost foarte greu să găsească și un cumpărător de bună credință. Cumpărător care, condus de o naivitate specifică celor care vor să cumpere la chilipir, a oferit spre vânzare aproximativ 200.000 de euro, bani pe care, printr-o inginerie financiară, au livrat în conturi. Gruparea condusă de Timiș Gavril, zis Boacteru, a încasat cei 200.000 de euro. Am reușit, relativ în scurt timp, să demantelăm toată această grupare, să recuperăm utilajul, iar cei 5 membri ai grupării au fost trimiși în judecată și condamnați. Ca mod de operare, infractorii noștri foloseau tehnica modernă, respectiv utilizau internetul pentru a-și alege magazinele showroom din Germania, Franța, Italia, magazine care desfăceau vindere utilaje agricole și utilaje pentru alte activități grosiere, utilizau mașini închiriate din România, pe care le încărcau cu utilajele pe care le vizau. Toată operațiunea dura între 1 și 2 ore, depinde de mărimea utilajului pe care doreau să-l fure. Aduse în România, le revindeau, așa cum am amintit anterior, unor cetățeni de bună credință, iar din banii obținuți îi foloseau în interes personal, cumpărări de autoturisme, cumpărări de locuințe, investiții foarte mari pentru unii dintre ei. La percheziție am găsit parte din bunurile furate din străinătate, instrumentele pe care le foloseau la comiterea faptei, hărți, chei, laptopuri, mașini cumpărate din banii produs din infracțiuni. Din grupare făcea parte soția lui Timiș Gavril, un cumnat al acestuia, Mihali Cristian, și
Tomoiagă Vasile. Ultimii trei au fost reținuți și încarcerați, au primit mandate cu pedepse cuprinse între 4 și 6 ani de închisoare cu detenție. La cât se ridică valoarea totală a prejudiciului? Valoarea totală a prejudiciului din cele două dosare se ridică la peste 5 milioane de euro. În cazul pe care tocmai vi l-am prezentat, se ridică la 800 de mii de euro. Prejudiciul a fost recuperat în cauza respectivă, urmează ca cumpărătorii din România să se îndrepte împotriva răufăcătorilor noștri pentru a-și recupera prejudiciul. Cu ce a fost mai deosebit acest caz? Primiș Gavril Zisbacteru, efectiv, s-a folosit de ceilalți membri ai grupării pentru a-și duce la îndeplinire actul infracțional. El n-a apărut deloc să folosesc un termen figurat, în cărțile lucrării, până când nu am intrat noi pe fir. S-au folosit de bancă, s-au folosit de documente falsificate, s-au folosit de un naiv, Mihali Cristian, pe care l-au aruncat în față și care pentru o sumă modică a acceptat să încaseze cei 200 de mii de euro și ulterior să-i livreze membrilor grupării. Ce învățăminte a trebuit să tragem noi, telespectatorii? Desigur, am discutat foarte mult despre cumpărătorii de bună credință din România. Ar trebui să înțeleagă că nu întotdeauna lucrurile cumpărate ieftin provin din licit. Deci acele bunuri, mai devreme sau mai târziu, se vor întoarce la proprietari și ei vor fi cei păgubiți la rândul lor. Care a fost reacția autorităților germane? Am colaborat foarte bine pe tot parcursul anchetei cu autoritățile atât din Germania, Franța, Italia, Austria. Au avut cuvinte la vremea respectivă de laudă la adresa profesionalismului polițiștilor și procurorilor români. A fost o muncă asiduă în care au fost implicați la un moment dat peste 300 de polițiști în activitatea celor 60 de percheziții efectuate la Borșa. Acest caz subscrie sau derivă din cazul principal. A fost frumos pentru că nu se știa nimic din toată povestea și am reușit să țesem o poveste pe care infractorii o demantelaseră foarte, foarte inteligent. Este cunoscut faptul că și județul Maramureș, ca și celelalte județe ale țării, cunoaște o pondere însemnată în comiterea faptelor cu violență. Aici, pe lângă faptul că întâlnim niște oameni aprigi la mânie, asociat cu consumul de alcool și în unele zone, din păcate asociate cu lipsa de cultură, întâlnim evenimente grave, deosebite, care se petrec atât în mediul intrafamilial, cât și în comunități disparate sau chiar foarte unite din punct de vedere al comunităților colective. Vă voi vorbi despre o tâlhărie comisă de către autori necunoscuți pe raza orașului Târgu Lăpuș, respectiv o grupare organizată de 5 infractori comiteau tâlhării în mediul rural, își alegeau cu preponderență victimele care locuiau în medii izolate și despre care anterior comiterii faptei dețineau date care avea sume importante de bunuri sau valori. Astfel l-au încolțit, ca să folosesc un termen plastic, pe un bătrân de 70 de ani, care locuiește într-o zonă extrem de izolată a Târgului Lăpuș, și în miez de noapte, după ce au tăbărât peste el în casă, l-au agresat fizic, l-au adus într-o stare de omnibulare aproape de inconștiență, l-au legat și l-au deposedat de câțiva lei și câteva bunuri, printre care drujbă și o armă pe care bătrânul o deținea în mod ilegal. Cam pe la 1 noaptea și după 12, o tăbătu câinii tare, afară, tăbătu câinii, eram culcat, dormeam. Când o fădat, am ieșit afară să văd, poate aveam oile cu mine acolo în păiată, când el vine un lup, ceva, noi ies afară să văd ce-i. Câinele te bătea și încoace și încolo, și dincoace și dincolo. Mă gândea cineva în glumă, discurs, în izmene, o fă până 6 aprilie, așa a fost, la frig încă. Am ieșit din casă, câinele te tămoase încolo și am văzut că o dat cu un bădlem de pe câine. Câinele a fugit la mine, când capata puterea, a revenit câinele înapoi și a venit pe cine așa să mă uit. Și un țigan de acolo făia și după colț. Când am scos-o capul să mă uit, mă tălobit și am sărit acolo, în șanță acolo am tăcat și au sărit doi pe mine. Și acolo m-au legat.
Nu mă omori! Nu s-a întorcea la mălegat. Cealaltă ce-o făcut pe dincolo, a intrat pe ușa pe din jos, pe acolo în casă, s-a dus și unul de aici, a rămas numai unul, concotit, că de care adic capul îl bag în mine. N-am mereu ca cap, am fost și bat de cap, cum am lovit. Dar mi-a sărit de aici, ca la partul din, numai unul mai am, mi-a sărit din gură cum m-a lovit. No, și m-a legat acolo, cealaltă, pe acolo făcut în casă, pe acolo tot felul de percheziții, pe acolo tot a scos din dulapuri, pe acolo, și mă lau din sarul, pe jos, și o căta bani. A venit unul din casă, moșule, scoate banii, că ai bani, că ai fecior la pămperi, are bani mulți, scoate banii cât o omorâm. Măi, puteți să mă omorâi, că bani zic n-am, numai pe ceea ce știi, acolo vă dau 3 milioane, mai mulți bani n-am. Noi au găsit, cele 3 milioane jumătate, 3 milioane au avut feciorul meu în dulap acolo, la așa cea, 7 milioane au făcut. O luat drujba și o luat pușca și m-a dus în casă și m-a legat cu o funie mai mare, mai groasă, de picioare de aici, așa m-a legat buzduc acolo și m-a lăsat legat pe pat. Și s-a dus. Am auzit câinele că bate până acolo cât adânc, am scos cu greu un picior, cu o pupunea groasă, o cedat un pic și am scos un picior și am fugit așa legat din mânuri și de un picior până la un vecin, la un kilometru jumate. Așa legat de picioare și de mână am fugit până acolo și acolo m-a dezlegat și am dat telefon, că am eu telefonul luat, l-a dus. Am dat telefon cu lui la poliție în Lăpuș, să vie poliția. Autorii cunoșteau victima datorită faptului că înaintea comiterii faptei cu 2-3 zile l-au contactat pe acesta, în sens în care a făcut o tranzacție vis-a-vis de cumpărarea unei ovine. Ocazie cu care autorii faptei au văzut poziția unde stă partea vătămată, că este un loc izolat și este pretabil comiterii de infracțiuni de acest gen. Autorii anterior comiterii faptei, când au făcut tranzacția cu victima, au discutat cu victima, au văzut că locuiește singură, rudenile sale fiind la o distanță relativ mare de locuința acestuia, sens în care au decis ca ulterior să revină pentru a comite infracțiune. Mașina a fost lăsată la aproximativ 200 de metri de casa părții vătămate, iar autorii s-au împărțit în două grupuri, înconjurând casa, după care au procedat la imobilizarea victimei, amenințarea acestuia cu un cuțit și depozitarea prin violență de anumite bunuri. Aici a urcat, ia, pe ușa asta s-a băgat. Pe aici a urcat. Și pe ușa asta a urcat, ia. Ei, când m-a legat pe mine acolo, e pe ce a intrat? Unde-s banii? Unde-s banii, nu mai am bani. Unde-s banii? Nu am bani. Nu am bani, omorâți-mă, n-am bani. Nu am bani. No, pe mine aici m-a lăsat legat când s-a dus în patul ăsta, aia cu fura. Aici m-a lăsat legat pe mine și-a zis că să nu mișcă de acolo, că de că mișcă, a zis că m-a aflat cineva legat acolo, zis, de noi pe el, zis. Autorii acestei infracțiuni erau cunoscuți de către lucrătorii de investigații criminale, aveau antecedente penale, erau deosebit de violenți, aceștia se deplasau uneori la comiterea faptei cu autoturisme cu numere de matriculare străine sau se foloseau de unii taximetriști pe care îi transportau până la locul comiterii, iar de acolo îi așteptau pentru a transporta bunurile furate. Bineînțeles, aceștia nu știau de faptul că ce transportă, doar îi foloseau pe taximetriști pe care îi plăteau pentru cursele efectuate de către ei. Cunoscând gruparea, a fost suficient infractor cu vechitate în rândul celor cercetați de poliție. Au început cercetările și probatorul adunat a fost suficient pentru a-i prezenta instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Deși probele au fost mai mult decât concludente, pe timpul anchetei autorii nu și-au recunoscut fapta
și cu necunoașterea faptei au mers până la condamnare. Instanța de judecată a fost suficient de severă cu ei și a aplicat pedepse demne de urmat pentru alte instanțe similare din România. M-aș referi doar la unul dintre ei, a primit 11 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Deseori, în calitatea de conducător auto, v-ați întâlnit pe traseele parcurse cu trecerile peste calea ferată. Dacă am realizat o similitudine între accidentele aviatice și cele petrecute la intersecția șoselei cu linia ferată, am putea spune că, deși sunt relativ rare, aceste evenimente au un factor comun, gravitatea lor. De cele mai multe ori, consecințele sunt tragice, cu persoane decedate și vehicule distruse. Iată de ce este bine de precizat încă o dată obligațiile ce revin conducătorilor de autovehicule la apropierea de aceste pasaje la drept cu calea ferată și ce reguli trebuie să fie respectate. Spre exemplu, la o trecere la nivel cu calea ferată simplă sau dublă, fără bariere, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească în dreptul indicatorului trece la nivel cu cale ferată simplă sau dublă, fără bariere, însoțite de indicatorul oprire și să se asigure că în acel moment pe calea ferată nu se apropie un vehicul feroviar. În situația trecerii la nivel cu calea ferată industrială, semnalizată corespunzători, conducătorii de vehicule sunt obligați să reducă viteza de deplasare și să respecte semnalele agenților căilor ferate. La trecerile peste calea ferată unde sunt bariere, lucrurile ar trebui să fie mai clare și mai simplu de urmat pentru conducătorii auto. Totuși, nu toți șoferii respectă timpul de așteptare în fața barierei. Nu conștientizează pericolul la care se supun atunci când forțează traversarea liniilor de tren. Ce părere aveți despre cei care nu așteaptă? Păi există o mică diferență. Vrei să trăi sau vrei să mori? Ai impresia că 5 minute la care le pierzi la barieră câștigi ceva, nu câștigi nimic. Dumneavoastră așteptați, dar ce părere aveți despre cei care nu vor să aștepte? Ce părere pot să am? Își pun viața în pericol aiurea, a lor și a celorlalți. De ce credeți că nu așteaptă? Unii au spus că se așteaptă prea mult. Depinde cât de mulți la tine și la cei din mașina ta, nu știu, nu-mi dau seama. Au un motiv foarte bizar oricum. Sunt unii care nu așteaptă. Treaba lor. O fac pe propria răspundere. Exact. Și de ce credeți că nu așteaptă ei așa? Păi, sunt mai multe motive. Ori sunt foarte grăbiți, ori sunt foarte ignoranți. Circulația autovehicului este interzisă în momentul în care semnalele luminoase și sau acustice sunt în funcțiune și sau barierele sau semibarierele sunt în coborâre. La unele treceri apar situații atipice, vegetație abundentă, pasajul de trecere este amplasat în viraj și altele. În astfel de împrejurări, vizibilitatea este redusă. Șoferii trebuie să fie mai atenți, dar există și obligații ale administratorului liniei ferate. Legea prevede în astfel de situații și anumite măsuri progresive menite să asigure îmbunătățirea siguranței. În aceste situații, administratorul căii ferate, dar și administratorul drumului public au obligația de a asigura îmbunătățirea semnalizării rutiere, dar și a vizibilității conducătorilor de vehicule asupra vehiculelor feroviare care pot circula pe calea ferată. Se poate ajunge până la desfințarea trecerilor la nivel cu calea ferată din acea zonă și asigurarea unor condiții de securitate rutiere suplimentare pe un alt amplasament. Vocea cetățenilor, vocea adevărului. Așadar, aveți răbdare la bariera de la calea ferată pentru că altfel... E riscă viața. Mai bine stai 5 minute, 10 minute decât să nu mai ajungi acasă.